citim din Mica astăzi, Mica capitolul 3. Am zis, ascultați căpetenia ale lui Iacob și mai mare case lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și îi sfărâma oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea pentru că au făcut faptele. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care după ce au, dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, și întunericul fără nicio prorocie. Soarele va asfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacob nelegirea lui și lui Israel păcatul lui. Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacob și mai mare casei lui Israel. Voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept. Voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegire. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri. Preoții lui învață pe popor pentru plată. Și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Amin. Cărțile profetice sunt cele mai greu de înțeles cărți. Sunt cele mai puțin citite și cele din care se predică cel mai puțin. Chiar și evreii și creștinii le tratează cu nepăsare, pentru că par neînțelese. Dar Domnul Iisus despre profeți amintește. În pildele lui, Domnul Iisus spune despre, în pilda vierilor, despre robii care Dumnezeu i-a trimis la casa lui Israel ca să culeagă o roadă. Și casa lui Israel și a lui Iacov i-a omorât pe robi. Și a dat afară din vie. E un limbaj simbolic, un limbaj aparent încălcit, stufos, confuz. Cum e să înțelegi acest lucru? Dar dacă citești bine profeții și dacă citești bine cărțile împăraților, înțelegem cadrul istoric și înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu să spună. Mica a profețit, la Mica 1:1, zice, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împăratul lui Iuda, prorocie asupra Samariei și Ierusalimului. Fac un pic de recapitulare. Pe vremea lui Mica, pe vremea acestor împărați, la sfârșitul perioadei, cam prin anii 700-800 înaintea erei noastre, cum se zice, cam cu 100-200 de ani înainte de strămutarea în Babilon, cum este numită, înainte de deportarea lor din țară, nivelul de corupție din cele două împărății, ale lui Iuda și ale lui Israel, ajunsese foarte ridicat. Era o societate coruptă, cam ca și cum este societatea de astăzi. Când citim aceste texte, nu ne miră nimic, pentru că așa e și astăzi. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri. Preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Parcă imagine de astăzi. De aceea aceste texte ne privesc pe noi direct, pentru că Dumnezeu a lăsat să se întâmple aceste lucruri atunci ca să fie spre învățătura noastră. Și voi cita din 1 Corinteni capitolul 10. Versetul 6 spune clar, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Toată viața poporului Israel, de la ieșirea din Egipt, a fost o viață plină de ispite și căderi. Și aceste căderi ale lor și pocăința, în unele cazuri, a fost pildă pentru noi. Și trebuie să citim Biblia
cu acest șablon în minte. Ia să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe din ce li s-a întâmplat lor. Nu cumva am nevoie eu exact de acele întâmplări ca să trec biruitor prin viața de astăzi? Și vine cuvântul și ne spune, să nu fiți închinători la idoli, ca unii din ei. Astăzi există idoli vopsiți, pictați, sculptați, dar există idoli a inimii. Acele lucruri la care te gândești când n-ai la ce te gândi. Acele lucruri la care îți stă mintea noaptea și te gândești la ele. Ăștia sunt idolii inimii. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut. Există o curvie, curvie, dar există și curvia aceea despre care Scriptura spune lumesc ca Esau. Pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Și există curvia cu pietrele și cu lemnele, adică idolatria inimii. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să-L ispitești pe Domnul înseamnă să te joci cu Domnul. Domnul te binecuvintează, nu-i mulțumești. Nu. Iarăși, și, până la urmă, Dumnezeu i-a trimis șerpii și a trebuit să se facă un șarpe în pustie și mai departe. Să nu cârtiți. Ia uite ce păcat e ăsta, cârtirea. Tot așa, să te joci cu Dumnezeu. A, păi Doamne, Tu ai făcut, da, păi nu-i chiar drept ce ai făcut Tu. Să nu cârtim cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Lucrul pentru care Dumnezeu aduce pedeapsa. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci tot ce li s-a întâmplat evreilor din vechime a fost scris pentru învățătura noastră. De aceea citim din proroci, de aceea citim Mica, pentru că este un șablon. Învățătura este un șablon care îl folosim, un cadru pe care îl punem, un model pe care îl aplicăm ca să înțelegem vremurile pe care le trăim, pentru că peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Acum, una din lucrurile pe care le acuză prorocul Mica aici este corupția conducătorilor. Și vorba despre căpeteniile casei lui Iacob și mai mare casei lui Israel. N-am terminat cadrul istoric. Împărăția era divizată de după moartea lui Solomon, dacă știți, dacă vă amintiți, Roboam, împăratul lui Israel, a Israelului lăsat de Solomon. Pe vremea lui Roboam, un slujitor al lui Solomon, pe nume Ieroboam, numele sunt asemănătoare, s-a răzvrătit și împreună cu cele 10 seminții din nord, imediat la 20 de kilometri de Ierusalim, deja era granița. S-au despărțit de Ierusalim și au format casa lui Israel și capitala la Tirța, la Samaria, în diverse locuri. Acolo s-a întâmplat povestea lui Ahab. Când vorbim de casa lui Israel în perioada aceea, vorbim doar despre cele 10 seminții separate, care sunt astăzi de pe teritoriul pe care este astăzi așa este Cisjordanie, partea de nord, Samaria, munții lui Efraim, munții lui Israel, Galileea, partea de nord, de la Marea Galilei până la muntele Hermon, Basanul, Galaadul, partea de dincolo de Iordan, a fost cel mai mare teritoriu al lui Israel, s-a despărțit de Iuda și a rămas împreună cu seminția lui Iuda și cu Ierusalimul, au rămas doar casa lui Beniamin, deci seminția lui Beniamin, seminția lui Simeon și leviții care au fugit, de cum am vorbit duminica trecută, care a spus, leviții care au plecat din toate semințiile celelalte și s-au retras. Deci vorbim despre o divizare. Deci pe lângă că erau corupți, erau și divizați politic. Și Mica trebuie să se adreseze la două împărății, nu numai la una. Și zice, ascultați căpetenii ale lui Iacob, adică cei din Iuda și mai mare case lui Israel. Și problema cea mare a lor era corupția căpeteniilor. Voi urâți binele, iubiți răul. Legea lui Dumnezeu era făcută ca să asigure o dreptate socială, ca să asigure egalitate, ca să asigure moștenirea să nu se piardă. Amintiți-vă de Ahab și de via lui Nabot. E o cășunat lui Ahab să ia la bietul în via. Și el zice, cum să dau moștenirea părinților mei? De ce nu vrea să-i dea moștenirea? Că n-avea el chef, că nu era un târg bun. Era împotriva legii lui Dumnezeu ca tu să-ți dai moștenirea așa. N-ai nevoie, nu ești așa. Era interzis să rămâi fără moștenire. Pe asta am primit de la părinții mei. Noi am vorbit o dată despre moștenire. Moștenirea este ceea ce primim de la Domnul. Este un model.
Dar abuzurile care s-au făcut au dus ca să se poarte conducătorii exact ca și popoarele din jur. Și modelul cel mai la îndemână era împărăția feniciană. Împărăția feniciană, ceea ce cunoaștem astăzi ca și punii, erau, romanii au distrus, sau tirienii, sau sidonienii, sau cum sunt numiți în Biblie, cananiții, erau cea mai civilizată sau cea mai, cum să spun, înaintată împărăție din, din vecinilor. Erau popoarele mării, erau numite, stăpâneau toată Marea Mediterană. Și în versetul 16 din capitolul 6 zice că ei păzesc toate rânduirile lui Omri și lucrează în tocmai cum a lucrat casa lui Ahab. Ahab a avut de nevastă pe Izabela, care era fiica împăratului Sidonului. Și Izabela a introdus și a, nu numai că a introdus, dar a multiplicat în închinarea la idoli. Și ei lucrau după toate sfaturile lui Ahab. Deci ăsta era mediul în care prorocește Mica. Umblă după sfaturile lor, versetul 16 din capitolul 6. De aceea te voi face de pomină, îți voi face locuitorii de batjocoră și veți purta o cala poporul meu. Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri și lucrează după cum a lucrat casa lui Ahab. Deci era o schimbare, s-a petrecut o schimbare în Israel. O întoarcere de la cuvântul lui Dumnezeu, o întoarcere de la planul lui Dumnezeu, o întoarcere de la voia lui Dumnezeu spre corupția și spre tiparul de conducere și de religie al popoarelor din jur. Și acum eu întreb, nu este oare la fel și astăzi? Păgânismul acesta nu a învins creștinismul? Nu s-a instituționalizat tiparul păgânesc de închinare în care omul se mulțumește cu câteva ore de religie și pe urmă își vede de treaba lui și se întoarce la idolii lui? Pentru că tot idoli sunt și idolii inimii. Să ne punem această întrebare și când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ceea ce vrea să ne spune Dumnezeu, nu să vedem ceea ce ne place nouă, ci să vedem ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Deci, după ce au mâncat carnea poporului meu, după ce își jupoie pielea, imaginea tăierii unui animal. Administratorii lui Israel vedeau poporul Israel ca și o vacă de mulți, dar nu era o vacă de mulți, o vacă de tăiat. Îi jupoaie pielea, îi sfărâmă oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și care într-o casă. Cu alte cuvinte, noi vedem tot poporul pe care îl administrăm ca ceva de mâncat. Trebuie să trăim de pe ei. Și zice, apoi strigă către Domnul. N-a făcut nimic. Deci e o stare groaznică. Deci ei erau corupți, erau vrednici de pedeapsă, dar tot merg la Domnul, strigă către Domnul. Dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Problema care era? Prorocii care rătăceau pe poporul meu. Acum, dacă ne amintim pe vremea lui, vă rog să vă amintiți de pe vremea lui Ilie, pe vremea lui Elisei, pe vremea lui Ilie, Ahab, Izabela a omorât cu sabia pe prorocii Domnului. Pe vremea lui Ilie nici nu mai cunoștea că mai erau 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ilie locuia la muntele Carmel. Când zice în Evrei 11, rătăceau prin pustiuri, prin munți și prin crăpăturile pământului. O să ajungem imediat și acolo. Cei care se închinau lui Dumnezeu erau persecutați. Pe vremea lui Ilie vine Obadia, care era administrator al casei lui Ahab, Ahab împăratul cel rău. Și zice lui Ilie, să ții cont că eu am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră și am hrănit cu pâine și cu apă. Când Izabela a tăiat cu sabia pe prorocii Domnului. Cine erau acești proroci ai Domnului? Eu cred, conform cuvântului Dumnezeu, după ce am studiat toate locurile în care scrie despre ei, că sunt urmașii leviților care n-au plecat la Ierusalim și care învățau, pentru că asta era datoria leviților, să învețe pe popor legea. Și găsim pe fiii prorocilor pe vremea lui Elisei, probabil părinții lor fuseseră omorâți cu sabia de către Izabela, că Ilie a fost înainte de Elisei. Îi găsim la Gilgal, îi găsim la Betel, îi găsim în mai multe locuri fiii prorocilor. Dacă vă amintiți povestea cu fierul scăpat din secure când a plutit pe apă, când s-au dus să taie lemne la... S-a întâmplat cu fiii prorocilor care erau la Ierihon pe urmă și în mai multe locuri. La Ierihon, la Gilgal, la Betel, mai erau încă fiii prorocilor. Erau un grup de oameni care... Dumnezeu zice că erau 7.000, probabil. Adică, sigur, erau 7.000, dar erau răspirați, nu erau 7.000 împreună.
Ce mai am 7.000 de oameni care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Și acolo, în Israel, adică în cele 10 seminții separate, mai erau oameni care nu s-au închinat înaintea lui Baal. Și totuși Dumnezeu nu a găsit de cuvință să-i spună lui Ilie, ia faceți voi o uniune a celor care nu v-ați închinat lui Baal. Dumnezeu avea nevoie de sare. Noi să ținem cont că noi, creștinii, sunt sarea pământului. Sarea, când ai împrăștiat-o, nu mai vezi. E și aici, și acolo, și acolo, și acolo. Și datorită sării, carnea nu se strică, da? Datorită creștinilor, ține Dumnezeu încă lumea aceasta. Când creștinii vor fi luați, ordinea de pe pământ va fi nimicită. Datorită creștinilor, eu sunt ferm convins de acest lucru, țara asta noastră, România, care a avut o mare trezire în secolul 20, prin Cornilescu și prin Biblia lui și prin oamenii lui Dumnezeu care au predicat pocăința, țara asta a rămas întreagă după 89, când toate țările din jur au fost prăpădite și atacate de dezintegrare și de duhul acesta al dezordinii. Datorită creștinilor, pentru că Dumnezeu a numărat acolo și a zis, măi, mai am mai mulți. Am mai mult de 10 cât trebuia să fie în Sodoma, ca să nu fie nimicită. Am mai mult decât atâta și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru. În Israel, vedeți, erau 7.000 și totuși problema era aceasta. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pace, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Problema cea mare era învățătorul, cel care învață pe popor și cel care se lasă învățat. Din pricina lor, din pricina prorocilor corupți care proroceau pe bani, și va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, și întunericul, fără nicio prorocie. Soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. După Maleahi s-a făcut noapte. Până într-acolo, încât vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, și totuși întunericul, faptul că Dumnezeu n-a intervenit în istorie, asta se numește noapte. 400 de ani, 500 de ani aproape, de la Maleahi până la Domnul Iisus, n-a fost nicio prorocie. Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul pe care acum este necaz. Și s-a născut o lumină atunci când Domnul Iisus s-a născut, a apărut o stea. Și steaua aceasta simboliza lumina care răsare din Iacob și așa mai departe, un teac de cărmuire care se ridică din Israel. Și prin Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, Dumnezeu a reaprins lumina în lume și Domnul Iisus a fost lumina lumii și a fost lumina neamurilor, nu numai a lui Israel. Iar peste ei a venit o noapte care ține de 2500 de ani peste evrei. A venit noaptea aceasta în care zice, văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Dumnezeu să nu răspundă când cineva îl întreabă. Dacă mergi la zidul plângerii, am rămas uimit acum 4 ani când a fost, credemea asta era, când a fost la Ierusalim, m-am apropiat la zidul plângerii și am intrat, este acolo ceea ce nu se vede de afară, este un căpere, dar nu sunt uși. E așa ca un hol, unde, dar mare, cam, ce să zic, 200 metri pătrați, unde sunt evrei religioși care se roagă. Și dacă vedeți în filme sau în știsel sau în filmele astea care s-au văzut despre evrei, se înclină așa și dau cu capul în față și se tânguie și se toți deodată urlă acolo. Și e de 2500 de ani, strigă la zidul ăla și se apropie și când au putut s-au apropiat, când nu, de unde au fost. Și Dumnezeu nu le răspunde. Este un motiv pentru asta. Am făcut o postare pe net, tocmai din versetul ăsta, pentru că săptămâna trecută am ascultat audio de câteva ori Cartea Mică. Și tocmai cu versetul acesta, ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite. Versetul 9 din capitolul 6, Mica 6, când glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele Lui. Ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite. Și am scris acolo cam 7 învățături pe care ni le dă COVID-ul. E o pedeapsa lui Dumnezeu. Dar nu, să n-ascult numai pedeapsa, să ascult și pe cel ce o trimite. Și Dumnezeu când trimite o pedeapsă, cere să fie ascultat. Dar prorocii care prorocesc pe bani, ei nu-ți vor explica cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ei îți vor explica acele lucruri care să îi asigure lui venitul. Măi, nu le spun ceva care îl va face să nu mai îndea sau să meargă la ălălalt. De aceea s-a instituționalizat un sistem care tace. Se umblă după like-uri,
Hai să vedem câte vizualizări sunt pe YouTube dacă facem online și cât de mulți vor veni să se boteze la noi. Sunt acum biserici virtuale care transmit online și se duc acolo oamenii, văd dacă ascultă. Eu nu zic că e un lucru rău, e o binecuvântare faptul că oamenii ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu sub orice formă. Răul este altul. Răul este aici. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri. Preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Răul vine din faptul că nu se urmează pilda Apostolului Pavel. Niciunul din toți aceștia, sau foarte puțin, nu zice niciunul, totuși, foarte puțin, pot să spună ca și Apostolul Pavel la Efes. Ia ascultați ce zice Apostolul Pavel bătrânilor din Efes în momentul în care pleacă de la ei, fapte 20:33. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. N-am râvnit. Aici am putea înțelege, bine, bine, n-ai râvnit, dar noi ți-am dat. Și el spune totuși, în alt loc, dacă citim bine Biblia, că o singură adunare i-a primit și de la o singură adunare a primit, de la cei din Filip, de la alții n-a primit nimic. Și n-a mai ales n-a primit nimic de la cei dintre neamuri, ca nu cumva evreii să zică, păi te hrănesc ăștia și tu de aia ești în favoarea lor, că ei îți plătesc. Era o chestie și e un lucru de mare băgare de seamă. Că cine te plătește, ăla te condiționează. Și ca să poți vorbi cuvântul lui Dumnezeu curat și drept, trebuie să nu fii condiționat de nimic. Să nu fii condiționat că ăsta îmi dă bani. Și acesta este motivul pentru care foarte multe biserici se degradează. Pentru că cum să le spui tu despre pocăință milionarilor care stai piuitul dacă nu spui ceva ce le faci? Atunci trebuie să-i lauzi ca să-i ai. Și așa tu ai casă, ai mașină, dar nu mai ai răsplată la Dumnezeu. Dacă ar fi unii totuși care zic, ca și Pavel, și eu cunosc că sunt, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva, sunt oameni care trăiesc prin credință și dacă li se dă ceva, primesc. Nu zic că e rău asta. Totuși, Apostolul Pavel vine și mai și și zice așa, singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Din ăștia sunt foarte puțini. Iarăși nu zic că nu sunt. Eu am cunoscut oameni care au predicat, au fost chiar ordinați, nu comentez acest lucru, dar mi-a spus un om la sfârșitul vieții, n-am luat niciun leu toată viața mea de la nicio biserică, nici de benzină. Și pentru mine omul ăla a fost un exemplu. Pentru că discutam cu el, era bătrân, discutam cu el și a fost omul care mă învăța pentru sufletul meu, nu ca să mă câștige, să fiu prieten cu el. Nu-l interesa să aibă prieteni. Și trebuie să fim conștienți că Dumnezeu are nevoie de o dreptate care nu poate fi influențată și cumpărată. Imaginați-vă să mergi, puneți-vă în situația, să mergi la judecată cu unul mai bogat ca tine și mai rău, care l-a cumpărat pe judecător. Cum te simți? Nu strigi la Dumnezeu pentru milă? Nu va răzbuna Dumnezeu aceste nedreptăți? Și asta era situația în Israel și așa e situația astăzi. Un permis de conducere se cumpără cu 1000 de euro și tu nu știi să scrii și să citești. O cauză la judecătorie și un an de pușcărie e 3000 de euro sau nu știu ce tarife sunt la judecătorie, că n-am fost acolo. Societatea este impregnată de corupție. Și ne mirăm că Dumnezeu dă COVID? Ne mirăm că Dumnezeu pune lumea la respect? O pune totuși cu blândețe? O pune totuși dându-i un timp lung de meditație și de pocăință? Pentru că aceasta așteaptă Dumnezeu, așteaptă pocăință. Mai este un păcat pe care îl fac oamenii. Nu numai că prorocesc fals, nu numai că prorocesc pe bani, nu numai că nu spun oamenilor să se îndrepte, ci pun pumnul în gură celor care prorocesc drept. M-am gândit cu tristețe că în anul 2019, știți că COVID-ul se numește COVID-19. Pe la începutul anului, era un predicator în România care spunea lucrurile pe nume Aurel Gheorghe. Și s-a ridicat un grup de 16 pastori, presbiteri și mai departe și au scris o scrisoare calomniatoare împotriva lui. Au publicat-o pe internet. Și au cerut ca să nu mai fie primit, el nu este scris nici într-un cult, și să nu mai fie primit nici într-o biserică, să-i se închidă ușile.
Versetul 6 din capitolul 2. Nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri, căci anumite rocările nu mai încetează. Adică dacă tu spui aceste lucruri, ajungem de dispreț, ajungem de rușine. N-ai voie să spui rău din mijlocul nostru, că suntem ocărâți. Și în Amos 2 cu 12 e același lucru. Iar voi ați dat nazireilor să mi-a vin și prorocilor le-ați poruncit. Nu prorociți. Când se pune pumnul în gură celor care vestesc cuvântul lui Dumnezeu drept, este iarăși un motiv de pedeapsă. Și Dumnezeu dă pedeapsa. Și vine și spune, ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite. Acum, mai sunt motive de pedeapsă și cu asta aș vrea să le înșir pe câteva și să închei. Mica 2 cu 1. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor. Când se crapă de ziua, mă înfăptuiesc dacă le stai în putere. Și versetul 3. De aceea așa vorbește Domnul. Iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui deal de oameni. Păcatul este prima dată plănuit, cugetat, meditat. Omul stă în așternutul lui noaptea și se gândește ce va face ziua. Și când se face ziua, îl înfăptuiește. Nedreptatea. Dacă poftesc pogoare, pun mâna pe ele. Dacă doresc casă, le răpesc. Amintește-te, via lui Nabot era în Israelul respectiv. Era ceva obișnuit ca cel sărac să fie nedreptățit și să fie abuzat, să fie multă violență între oameni. Pe urmă, tot bogații sunt. Mica 6 cu 10. Mai sunt în casa celui rău comor nelegiuite și blestemată efa mică? Pot socotie o curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și cărătă strâmbia în sac? Pentru că bogații lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor. De aceea și eu te voi lovi cu suferința, te voi pustii pentru păcatele tale. Și pedepsele sunt și date aici. Vei mânca, nu te vei sătura, foamea va rămâne în tine. Ce vei lua dinaintea prăjmașului, nu vei scăpa. Și cei ce vei scăpa, vei da pradă sabiei. Vei semăna, dar nu vei secera. Vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu untdeină. Vei face must, dar nu vei bea vin. Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri și lucrează în tocmai cum a lucrat casa lui Ahab. Umblă după sfaturile lor. E o situație care s-a petrecut atunci și o situație care se petrece astăzi. Banul, profitul, succesul este văzut ca model, ca idolatrie, ca idol. Omul urmărește, e justificat dacă urmărești, dacă ai făcut profit. Nu contează cum ai făcut. Nu îl întreba pe milionar cum a făcut primul milion de dolari. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge. Fiecare întinde o cursă fratelui său. Deci țara aia în care fiecare taie craca de sub picioarele celuilalt. În care dacă te duci la administrație, dacă te duci la un ghișeu, îți ceri 100 de hârtii numai ca să mergi prin spate, să-i dai ceva ca să-ți rezolve. Cunoaștem situațiile astea. Dacă aceste lucruri nu sunt arătate pe față, dacă aceste lucruri nu sunt acuzate, nu că fac rău unui om, ci Dumnezeu urăște aceste lucruri. Dumnezeu urăște această nedreptate, pentru că această corupție provine din disprețuirea lui Dumnezeu. Pentru că atitudinea aceasta față de autoritate va duce și la o atitudine față de Dumnezeu. Când nu am vorbit la începutul anului despre autoritate. Când omul disprețuiește autoritatea, zice că nu este nicio autoritate care nu vine de la Dumnezeu. Așa se va comporta și cu Dumnezeu. Dacă merge și dă mită la polițist, dă mită la primărie, dă mită peste tot, vă dă mită și la popă, nicio problemă ca să rezolve păcatul. Și așa își va imagina că funcționează lucrurile. Dai bani și ai rezolvat și ai trecut. Dar aceasta înseamnă corupție mentală. Pentru că corupția la nivel de faptă vine după ce este coruptă gândirea să crezi că se poate să dai bani și cu bani îți rezolvi orice. Uite că sunt lucruri care nu se pot cumpăra cu bani. Dreptatea, iertarea, pocăința, mila, nu se pot cumpăra cu bani. Numai de la tronul Harului lui Dumnezeu, cu ușa închisă, când ceri de la Dumnezeu, numai așa le capeți. Nu le capeți că mergi la un popă și dai bani. Și ăla te asigură și spune de bine, numai să vii și data viitoare să-i dai 10 euro. Fiți foarte atenți la lucrurile astea. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Cârmitorul cere darul, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie. Și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie. Atunci va fi uluiala lor. În analog zice cum este uimit
hoțul când este prins, așa va fi când Dumnezeu va pedepsi. Vreau să mai spun un lucru. Pilda aceasta a spinilor este în Scriptură o mare învățătură a lui Dumnezeu. Este foarte prezentă. Spinii și mărăcinele sunt văzute în îngrijorările veacului acestea și în cerocinea bogăților care înăduse sămânța și ajunge pământul neroditor. Spinii sunt burieni uscate. Burieni care, odată că atâta timp cât au fost verzi, nu aduc niciun folos, nu poți culege ceva din ele, și după ce s-au uscat, sunt un loc bun unde ia foc. Îmi amintesc că acum vreo 15 ani am fost în Grecia și am văzut o mașină de pompieri în vârful unui munte și doi pompieri stăteau și urmăreau peste tot în jur. Și l-am întrebat, măi, se uite, dă cineva foc intenționat, era munții plin cu șnepe, cu uscături. Și vara se autoaprind. Și n-am știut cum se autoaprind. Și până m-am aflat. Un ciop de sticlă sau o sticlă spartă, aruncată într-un tufiș. Dacă la un moment dat soarele bate dintr-un anume unghi, focalizează razele, le condensează într-un punct și dacă în punctul ăla se nimerește să fie un vresc ușor de un milimetru, ăla ia foc și arde toată pădurea. Spinii uscați sunt un mediu bun pentru foc. Și în Amos, în Naum este un proroc care a prorocit împotriva lui Ninive. Ninive parcă în 612 a fost nimicită. La câțiva ani, la mai mulți ani după Mica, zice despre Ninive așa: ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încălciți și tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște de tot uscată. Vă rog să vă gândiți că un popor, o societate, un oraș, o biserică, o țară, o națiune, oricum am luat, o comunitate, care dacă nu se teme de Dumnezeu și dacă înrădăcinează păcatul și devine cu totul nepăsătoare și înstrăinată față de Dumnezeu, este asemănată de Dumnezeu cu Ninive, care era, când s-au pocăit, Dumnezeu i-a mai iertat. Dar când nu s-au mai pocăit, le zice despre Ninive: vor fi ca niște mănunchiuri de spini încălciți. Imaginea aceasta a spinului uscat, care e un loc bun de luat foc. Și așa să citiți Biblia, când dați de spini, să vă imaginați un om care l-a disprețuit pe Dumnezeu și viața lui nu este pom, nu este măslin, nu este viță, nu este smochin, nu este ceva pom roditor care să dea un rod din care celălalt să fie îmbucurat. Și este un copac din pădure. Dar nici măcar copac. E un spin. Și nici măcar spin verde. Spin uscat. Adică un loc de unde se aprinde focul pedepsei. Așa să înțelegem pilda spinului. Mai departe, trebuie să vorbim ceva despre nădejde. Vine prorocul Mica. Niciun proroc nu... De toți prorocii mărturisesc despre el, despre Domnul Iisus Hristos. Și cartea Mica este și ea plină cu promisiuni. Eu voi ierta doar una. Versetul 14 din Mica 7. E ușor de ținut. 7-14. Paște-ți poporul cu toiagul tău. Paște turma moștenirii tale care locuiește singură în pădurea din mijlocul Carmelului, ca să pască pe Basan și în Galad ca în zilele de altă dată. Întâmplarea face că acum 4 ani am fost în Israel și prietenul nostru locuia în Haifa. Haifa este, Carmelul este o prelungire a munților iudeii, a munților lui Efraim, care se termină în Marea Mediterană, unde este astăzi orașul Haifa, în nordul Israel, cel mai mare port din Israel. Și chiar o singură șosea merge pe la baza muntelui, loc strâmb. Deci muntele se termină în mare. Chiar zice unul din proroci, cum înaintează Carmelul în mare. Muntele Carmel este lanțul de munți care unește munții iudeii cu Marea Mediterană și are o trecătoare și trecătoarea respectivă a fost păzită în vechime de o cetate. Era principala rută de trecere și obligatorie de trecere dintre Asia și Africa. Era cetatea Megiddo. Și acolo va fi bătălia de la Armageddon. Ar-Megiddo înseamnă muntele Megiddo. Și între trecătoarea de la Megiddo și Marea Mediterană este muntele Carmel, care până astăzi e acoperit cu păduri. Eu n-am știut, am mers cu autobuzul pe acolo, am făcut poze, era zi de sabat când am fost, era liber în Israel,
și druzii care locuiau, sunt mai multe sate care sunt acum pe vârful Carmelului, ca sate de druzi, druzii erau la iarbă verde. Și exact cum e la noi, la picnic, erau oameni cu pături pe jos, cu mese și pădure, împădurit tot muntele și astăzi. Și pe acolo, pe strada Obadia, așa de mult mi-a plăcut, nu-i prorocul Obadia, sigur, cred că e vorba de prorocul de pe vremea lui Ilie, de pe vremea lui Ahab, care a mers la Ilie și zice, să nu uite, Domnul meu, că am ascuns câte 50 de proroci ai Domnului. El se temea mult de Domnul. Chiar dacă toți se temeau de Baal și toți erau închinători la idol, Obadia se temea de Domnul, mai erau 100 de proroci. Câți proroci au fi tăiat Izabela cu sabia? Nu scrie. Dar scrie că mulți au fost tăiați. Și mai scrie în Evrei 11, căci au fost prigoniți și au pribegit prin pește, prin munți și prin crăpăturile pământului. Eu cred că acest verset de aici se referă la un grup de oameni care se închinau Domnului. Turma moștenirii tare care locuiește singură sau izolată sau probabil pribegi în pădurea din mijlocul Carmelului. Lucrurile acestea s-au petrecut cam la poate 100 de ani după Ilie. Și totuși, fiii prorocilor încă erau acolo. Era o turmă a Domnului, poporul Domnului. Locuia singură în pădurea din mijlocul Carmelului. Religia oficială era religia lui Baal. La masa Izabelei mâncau prorocii lui Baal, adică erau plătiți din bugetul statului. Noi trăim astăzi într-un mediu în care preoții și chiar pastorii sunt plătiți de la stat. Și normal că cei vor spune lucrurile nu ceea ce zice Dumnezeu, ci ceea ce cel ce îi plătește vor spune. Și totuși era un grup de oameni despre care nici Ilie nu știa. Deci erau așa de împrăștiați încât Mica spune despre ei, turma moștenirii tale care locuiește singură în pădurea din mijlocul Carmelului. Acesta este exemplul nostru. Nu să ne punem problema, ei puteau să se gândească, Mica putea să zică, cedez, mă adaptez, mă fac și eu ca cei care, majoritatea, nu mă duc pe calea asta, că e problema. Să umblu prin peșteri, cei care au fost în peșteri, cei care umblau persecutați, despre care scrie Evrei 11, ar fi putut să zică, zic și eu ca ei, numai să tac din gură, numai să nu mă persecute. Mă închid și eu lui Baal. Pun și eu un pic de tămâie acolo. Dar acest lucru ar fi însemnat să renunți la cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai arăți pe față nelegiurile care sunt în țară, să nu mai arăți păcatele lor. Zice, eu sunt plin de Duhul Domnului ca să arăt poporului său păcatele lui. Aceasta este slujba pe care Dumnezeu o cere unui proroc adevărat. Să arate cauza pederii. Dacă îl iubești pe om, îi spui, mai nu merge pe drumul ăsta, că pe drumul ăsta, sfârșitul lui e distrugerea. Dumnezeu, mi-a întrebat cineva pe Facebook, dar am scris postarea asta, ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite și o comentatoare, zice, dar bine, nu face Dumnezeu ăsta vostru, numai rău. Un om care vestește cuvântul lui Dumnezeu, îi va spune omului, ai grijă că drumul pe care mergi duce la rău. Ia fă tu și fii plin de bine. Și atunci nu îți spune că tu, drumul tău e rău. Dar dacă mergi pe calea aceasta a corupției lumii, normal că trebuie să spun că mergi rău, pentru că te iubesc. Și dragostea lui de Dumnezeu se arată în dragoste de oameni. Și dragoste de oameni înseamnă să-i spui omului că merge pe drumul rău, când merge rău. Și spui, întoarce-te că nu e bun drumul pe care mergi. Cam acesta este mesajul cărții Mica, să nu disprețuim cuvântul lui Dumnezeu, să nu disprețuim voia lui Dumnezeu, să nu disprețuim pentru că noi ne apropiem de sfârșitul tuturor lucrurilor. Mă întreb de ce foarte mulți nu vorbesc despre sfârșitul vremurilor, despre răpire, despre apropierea Domnului Iisus. Pentru că dacă ar vorbi despre asta, bugetul s-ar subția. Dacă vine Domnul Iisus, de ce să construim? De ce să facem? Și în jurul construcțiilor, în jurul clădirilor, se adună bani și banii aia, zmierea din care dacă îți bagi degetul, iese ceva pe deget. Trebuie să fim conștienți că aceste cărți profetice sunt cele mai actuale cărți pentru vremea de astăzi. Să nu disprețuim ceea ce este de la
Isaia până la Maleahi, dar nu numai acolo. Dacă citim la împărați, vedem faptele prorocilor care n-au scris cărți. Ei au făcut. Ilie, Elisei n-au scris cărți. Acel Obadia n-a scris cărți. Au mai fost proroci care n-au scris cărți, dar l-au făcut. Probabil nu toți dintre noi scriem. Eu scriu mult, poate prea mult. Dar sunt toți cei care, zice, au fost lăudați pentru credința lor. Toți aceștia. Au fost lăudați pentru credința lor și n-au primit cele puse se făgădit. Dacă avem în noi gândul acesta, fac ceva, dar trebuie să primesc ceva, să primesc laudă, să am un folos după ce fac. Când slujești pe altul, n-ai niciun folos pentru ce faci. Îl porți, îl ajuți. Poate că, din potrivă, îți primești reproșuri și ai necazuri că îi spui adevărul. Dar nu contează. Când slujești pe altul, pierzi. Nu este un târg în care să ieși pe profit. Și trebuie să mergi pe pierdere. Clar. Și lepădarea de sine are cu sine și această nepăsare cu privire la pierderea pe care o ai în momentul în care spui adevărul. Să nu-ți faci socotelile, păi dacă spun asta, am pățit-o, că nu mă mai iubește, nu mă mai primește, nu mă mai acceptă. Voi fi zâmbulit de toți din pricina numelui tău. Nu contează. Să fim conștienți că vine vremea în care Dumnezeu va aduce orice faptă și orice gând la judecată. Și scopul nostru pe pământ este să vestim Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Amin.